Te salut și la mulți ani! În acest videoclip voi prezenta ce trebuie să faci în momentul în care se aprinde martorul DPF pe bordul mașinii tale. Dacă ești pentru prima dată pe canalul Virtual Garage Ro, aici vei găsi videoclipuri interesante despre diagnoză, întreținere, explicații tehnice despre mașini. Dacă îți place conținutul, te invit să dai un like. Mulțumesc în avans! Dacă deții o mașină diesel fabricată după anul 2008, cu siguranță aceasta este echipată cu un DPF sau filtru de particule. Filtrul de particule captează particulele solide din gazele de evacuare, particule de carbon sau funingine, astfel previne emisia acestora în atmosferă. Poți observa și singur diferența dintre o mașină diesel cu DPF sau o mașină diesel fără DPF. O mașină diesel echipată cu DPF are țeava de eșapament curată, pe când o mașină cu un motor diesel fără DPF are foarte multe depuneri pe țeava de eșapament, adică funingine. Și acum hai să vedem de ce anume se aprinde martorul DPF. DPF-ul așadar este un filtru montat pe linia de evacuare a mașinii tale, care captează particulele de funingine. Ca orice filtru de pe mașina ta, și DPF-ul la un moment dat se va încărca, în cazul de față cu funingine sau cu cenușă. Calculatorul motorului monitorizează în timp real starea de încărcare a DPF-ului prin următorii senzori. Debitmetrul de aer. Calculatorul va determina masa aerului care intră în motor. Senzorul este montat între filtrul de aer și galeria de admisie. Senzorii de temperatură de dinainte și de după DPF au un rol important în calculul volumului de aer care trece prin DPF și monitorizează și temperatura din DPF. Senzorul de presiune diferențială monitorizează contrapresiunea generată de DPF. Este conectat prin două conducte la intrarea, respectiv la ieșirea DPF-ului. Cu cât contrapresiunea generată de DPF este mai mare, raportată la volumul de aer care trece prin filtru, cu atât mai mult este încărcat filtrul. Spre deosebire de alte filtre de pe mașina ta, filtrul de particule se curăță singur prin așa numitele regenerări. Practic, particulele de funingine sunt oxidate sau arse în urma procesului de regenerare, când temperatura în incinta DPF-ului atinge și valori de 600 de grade Celsius. După ce particulele sunt arse, acestea sunt evacuate împreună cu gazele de evacuare a motorului. Deosebim în principiu patru tipuri de regenerări. Regenerarea pasivă are loc atunci când conducem mașina în regim de autostradă sau în condiții de drum extraurban, dacă temperaturile din DPF trec de 300 de grade Celsius. Regenerarea activă, atunci când încărcarea filtrului atinge o limită prestabilită, calculatorul va porni regenerarea activă pentru a curăța filtrul de funingine. Regenerarea făcută de șofer sau drumul de regenerare, mașina în acest caz ne informează că filtrul este prea încărcat. Astfel, trebuie să efectuezi un drum de regenerare. Regenerare forțată din tester, când încărcarea DPF-ului este peste limita normală sau au fost ratate și regenerările făcute de șofer, filtrul se poate regenera doar forțat folosind un aparat adecvat de diagnoză. În momentul regenerărilor pasive sau active, șoferul nu este înștiințat. Totuși, atunci, de ce se aprinde martorul DPF? Aprinderea martorului DPF pe bordul mașinii tale înseamnă faptul că filtrul deja a atins un nivel de încărcare critic și va trebui să scoți mașina la un drum de regenerare. Altfel, DPF-ul se va supraîncărca și se va distruge. Așadar, martorul DPF se aprinde în cazul în care ai ratat mai multe regenerări active,
Fie ai parcurs doar distanțe scurte cu mașina, fie ai întrerupt procesul de regenerare activă. Ce trebuie să faci când se aprinde martorul DPF pe bordul mașinii tale? Așa cum am menționat deja, trebuie să ieși cu mașina la un drum de regenerare. În caz optim, este indicat să ieși cu mașina pe autostradă sau cel puțin pe un drum extern, unde te poți deplasa cu o viteză de peste 60 de km pe oră, turația motorului să fie ținută la aproximativ 2500 de rotații pe minut. Mergi în aceste condiții până se stinge martorul DPF de pe bord, adică până filtrul de particule se va regenera complet. De regulă, procesul de regenerare în acest caz durează între 10 și 30 de minute. În cazul în care totuși, în ciuda faptului că ai făcut un drum de regenerare de peste 30 de minute și martorul DPF tot nu se stinge de pe bordul mașinii tale, va trebui să mergi la un service pentru a afla care este cauza. Cum poți evita aprinderea martorului DPF? Răspunsul este simplu. Trebuie să asiguri condițiile necesare unei regenerări pasive sau active. Și anume, să te asiguri că folosești mașina și pe drumuri mai lungi, mai mari de 30 de kilometri. Să te asiguri că nu întrerupi procesul de regenerare activă. Să te asiguri că nu circuli în mod regulat cu rezervorul pe minim. Să te asiguri că nu ai erori, probleme la motor, care nu mai fac posibilă regenerarea DPF-ului. În general, dacă ai martorul check engine aprins pe bordul mașinii tale, s-ar putea să ai o problemă care previne regenerarea filtrului de particule. Semnele unei regenerări active sunt relantic crescut în jur de 1100-1200 rotații pe minut. Sunet mai gros, mai sportiv al motorului. Temperatura gazelor de evacuare este foarte ridicată. Consum instant crescut la relantii în jur de 1,1-1,2 litri pe oră. Dacă observi aceste semne, trebuie să știi că mașina ta este în proces de regenerare activă. În acest caz este indicat să nu oprești motorul, ba din contră, dacă poți, este indicat să te deplasezi cu mașina. Dacă totuși din orice motiv ești nevoit să oprești motorul, nu este nicio problemă, procesul de regenerare se va relua data viitoare când condițiile sunt îndeplinite. Însă, în cazul în care ai întrerupt sau ai ratat mai multe regenerări active, vei fi înștiințat prin aprinderea martorului DPF pe bordul mașinii tale. Dar acum deja știi ce ai de făcut. Un alt aspect foarte important este să te asiguri că pe lângă aprinderea martorului DPF nu ai, de exemplu, aprins și martorul check engine sau spirala. În aceste cazuri, regenerarea activă nu se mai poate face, așadar trebuie să mergi de urgență la un service ca să remediezi problema și să-ți salvezi filtrul. Sper că ți-a fost de folos acest videoclip. Dacă da, te invit să dai un like. Acest lucru mă ajută în promovarea videoclipurilor mele pe YouTube. În cazul în care ai întrebări tehnice, te invit să mi le scrii jos în secțiunea de comentarii și voi răspunde în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc și până data viitoare, drumuri bune!